Un nou caz șocant la Spitalul Județean. După ce primarul de Vorniceni a murit pe holul secției de la Săveni, luni, un pacient internat la psihiatrie pentru a se trata de depresie a sfârșit electrocutat. Bărbatul în vârstă de 52 de ani din localitatea Ungureni se confrunta cu stări de depresie, iar familia l-a internat în urmă cu aproape o lună. Duminică, soția l-a vizitat la spital, iar starea lui părea să fie una mai bună. L-am vizitat duminică, în jurul orei 11. Și cum se simțea? Care era starea lui? Am discutat cu el, era liniștit, calm. L-am schimbat, i-am dus tot ce i-a trebuit și mi-a cerut. Luni dimineață, în jurul orei 9, femeia a primit prin telefon vestea că soțul ei s-a electrocutat și că a fost transportat la unitatea de primiri urgențe. M-a așteptat la urgență și la urgență mi-a spus să așteptăm, să așteptăm. Am așteptat, cred că, un sfert de oră și după aia mi-a chemat înăuntru și a spus să fim tari că el a decedat. Soția povestește că în curtea de la psihiatrie se făceau lucrări, iar uneori pacienții în putere ar fi fost solicitați să ajute. Soțul ei era sudor electrician de profesie și se pricepea la intervenții pe partea de electricitate. V-a fi spus soțul voastră că ar fi fost solicitat vreodată să-i ajute, că... Da, mi-a spus că mi-a solicitat, dar el în ultimul timp nu mai putea nici să simțea bine. Credeți că a ajuns? Simțea slăbit. Managerul unității sanitare, Livia Mihalache, se află în concediu de odihnă. Îi ține locul directorul medical, care susține că s-a format deja o comisie de cercetare administrativă care va trebui să elucideze cauzele care au condus la deces. Pot să vă spun că până acum, deși nu sunt în rezultatul anchetei, panou avea un capac de siguranță prevăzut cu un lacăt. Eu au reușit să desfacă lacătul. Dar astea sunt rezultate, informații care nu sunt urma anchetei, sunt preliminare. În mod normal, pacienții cu probleme psihice necesită a fi supravegheați. Întrebat de jurnaliști dacă la secția de psihiatrie există suficient personal, directorul medical a avut un mic blocaj. Comisia de anchetă stabilește inclusiv gradul de ocupare al personalului, a primit directive și în direcția asta și vă putem spune cu procente când se va termina ancheta. Deci nu știți dacă există un deficit de personal? Cel mai bine să avem cifrele concrete. Cel mai bine vorbesc cifrele în situația asta. Da. Directorul medical nu are cunoștință nici despre faptul că pacienții ar fi puși să efectueze diferite munci în curtea de la psihiatrie. Nu am cunoștință despre așa ceva. Dumneavoastră este sudor electrician. Nu am cunoștință despre solicitarea din partea echipei de renovare, de constructori, de ajutor la pacienți. Vi s-ar părea normal ca pacienții să fie solicitați să lucreze pentru spital în condiții în care ei sunt internați pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate? Nu cred că ar trebui solicitați. O fostă pacientă a spitalului confirmă faptul că uneori pacienții sunt puși la treabă. Multă lume nu-și face datoria, eu așa consider. Începând femeile de servici, nu-și fac datoria, doamne, nu-și fac. Pun bolnavile să spele, să fac curat, eu am văzut cu ochii mei și eu nu pot să... Fața Dumnezeu este Dumnezeu, nu? De ce fac așa? Polițiștii au deschis o anchetă. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Pe trupul bărbatului a fost identificată marcă electrică la nivelul membrului superior drept. În cauză se efectuează necropsie, iar în funcție de rezultatul acesteia se vor propune măsuri în consecință. După ce își va înmormânta creștinește soțul, femeia vrea să facă dreptate pentru ca nimeni să nu mai treacă printr-o asemenea dramă.